Teme deschise cu Marina Dumitrescu. Bun găsit tuturor! În ultimele două decenii, literatura noastră s-a îmbogățit cu o dimensiune care poate fi echivalentul unui nou gen literar. Este vorba de memorialistica închisorilor comuniste, izbucnită ca un vulcan în societatea noastră după 1990. Un uriaș număr de cărți care, de altfel, conturează și o istoriografie paralelă, în măsura în care ele acoperă un segment de realitate, între 1945-1964, escamotat ideologic timp de 5 decenii. Literatura carcerală, așa cum mai este numită această categorie de scrieri recente, merită nu doar atenția personală a fiecăruia dintre noi, dar și încercarea unei sistematizări, fără de care nu va fi înțeleasă la justa sa valoare. Într-un asemenea demers, memorialistica feminină de detenție reprezintă un capitol cu atât mai interesant cu cât el se află într-un dezechilibru cantitativ față de scrierile masculine. Deși mai puțin numeroase, femeile care au suferit ani grei de temniță și care au reușit să consemneze experiențele dramaticei lor supraviețuiri, contribuie esențial la edificarea acestui patrimoniu, deopotrivă documentar și literar, unic în felul său. Lena Constante este una din primele autoare afirmate în această galerie, încă din primii ani 90, prin cele două volume, Evadarea tăcută și Evadarea imposibilă, acoperind cei 12 ani de închisoare petrecuți în mai multe penitenciare de pe teritoriul României, între care Miercurea Ciuc și Mislea. Reditarea anul acesta a celor două scrieri la Humanitas, sub îngrijirea profesoarei Ioana Bot, reprezintă o bună ocazie pentru a scoate în evidență meritele etice și estetice deopotrivă ale acestei specii literare de răscruce. Cunoscând-o pe Ioana Bot, mai ales ca istoric și teoretician al literaturii, am vrut însă mai întâi să aflăm cum s-a apropiat de memorialistica închisorilor. Sigur că vrem să aflăm adevărul și tot adevărul care ne-a fost refuzat vreme de atâtea decenii. Sigur că această istorie factuală trebuie recuperată, dar literatura memoriilor carcerale nu e numai o spunere de fapte. Ele se spun într-un fel, ele se așează într-o scriere, într-un text, într-o mărturisire, într-o amintire. În ce mă privește, e poate una din literaturile care a intrat în aria mea de interes profesional într-un mod foarte aparte. În sensul că în anii 90 eram și eu flămândă de citit asemenea literatură, ca noi toți, cred, și între cărțile pe care le-am citit atunci, unele au avut un impact mai mare asupra mea, asupra intimității mele, decât altele. Așa s-a întâmplat cu volumele Lenei Constante, pe care le-am devorat între groază și groaza a ceea ce îmi spuneau și bucuria că le pot ține în mână. Am revenit asupra lor, am căutat ediția franțuzească a primului volum, a Evadării tăcute, am devorat-o și pe aceea și încet, încet am ajuns să predau despre ea, să recurg la exemplul acestor cărți când eram pusă în situația, de obicei în universități din străinătate unde eram invitată să predau, eram pusă în situația de a vorbi despre experiența ororii comuniste. Erau cărțile, am recurs la cărțile cele mai apropiate mie. În afară de cărțile Lenei Constante, mai poți să citezi câteva alte titluri? Am mai lucrat foarte bine pe cărțile Oanei Orlea, care, Ioanei Cantacuzino, care navighează interesant între memorialistică de închisoare comunistă și ficțiune, roman, novelă, pornind de la această experiență. Acum, ceea ce mă mai interesa pe mine era și din rațiuni profesionale, din nou și aici Lena Constante iar mi s-a așezat foarte bine, mă interesau scriitorii români care la un moment dat aleg să scrie în franceză, din vari motive. Revin, Evadarea tăcută, primul volum de memorie al Lenei Constante, a fost scris de ea întâi în franceză și a apărut în 90 la editura La Découverte, în varianta aceea. Ei bine,
Mi-a fost dat mie. Era scris în franceză în Franța. În franceză în Franța, ea alege să rămână în Franța la familia lui Harry Browner, soțul ei, după moartea lui Harry Browner, în jurul lui 88, când lucrurile erau foarte grele în România și când ea e convinsă că dacă perechea ei, Harry Browner, a murit, nici moartea ei nu e departe. Avea să moară în 2005. Dar rămâne să moară și atunci, înainte de a muri și pentru un public francofon, își scrie memoriile în franceză. Eu cred că e mai mult decât atât în alegerea francezei, pentru că mi-a fost dat mie să descoper că atunci când le rescrie în română, 90, nu le scrie la fel. Nu e o traducere, e o rescriere. Ea n-a mințit de alminter niciodată, totdeauna a spus le-am rescris în română, dar cititorul român neatent, neavând acces la ambele variante, a plecat de la premisa că e aceeași carte. E și nu e aceeași carte. Franceza o eliberează altfel în a spune, tocmai pentru că e o limbă străină, nematernă. Uh-huh. Și asta, pentru un specialist în literatură, e o provocare foarte frumoasă. Dar eu îi mai datoram ceva Lenei Constante și am aflat asta în timp, după 90. După ce iese din închisoare în 62, ca creatoare de marionete și înainte de a fi închisă, ea e lăsată să lucreze la Teatrul Țăndărică, dar n-are drept de semnătură. Nu se știa că marionetele acele erau făcute de ea. Or, eu sunt din generația a cărei copilărie a fost colorată de niște păpuși superbe de la Țăndărică. Mergeam la spectacole la Cluj când veneau, era singurul spectacol de păpuși pe care l-aveam în anii 60 și mai existau și cartolinele poștale cu reproducere ale păpușilor respective. Eram dintre cei care le colecționau, am vrut și eu costume populare românești la păpușile mele, nu din nu știu ce educații patriotice, ci pentru că erau ca păpușile acelea. Am aflat după 90, din albumul scos de Dragoș Tudor la ICR cu creațiile Lenei Constante, că erau păpușile ei. Și cumva mie mi s-a părut că în viața mea, în experiențele mele foarte personale și foarte sentimentale, lucrurile se așează și redescoperirea la maturitatea calvarului Lenei Constante vine deși răspunde cu energia aceea formidabilă pe care ea o avea ieșind din infern să mai creeze ce? Jocuri, jucării și păpuși? Și o făcea în perfectul anonimat al lipsei de semnătură. Și atunci, în clan doi du destin s-ar putea numi această și atunci, întâmplare. Cumva m-am simțit datoare, dacă cuvântul nu-i foarte mare, datoare să fac ceva care putea însemna o asemenea ediție, un proiect de cercetare mult mai amplu, care să o așeze mai bine pe Lena Constante în cultura română recentă. Nu numai prin memorialistica aceasta, ci și prin literatura pentru copii, pe care și-o mai amintește la ieșirea din închisoare, fiindcă o compusese în memorie, o scrie și o publică tot așa în ediții post-90, private, micuțe, cu circulație proastă, apoi, sigur, toată creația ei de artă plastică, care a început să mă intereseze. Dar e un interes izvorât din asemenea întâlniri admirabile ale persoanei private care sunt, înainte de a fi o întâlnire a omului de știință cu literatura. Întotdeauna, în cele mai elevate demersuri, există un sâmbure din acest al destinului, cum s-ar spune, care declanșează, cum spuneam, un demers cât se poate de elevat și de doct. Deci e bine asta. Da, înseamnă că viața, mie mi s-a părut că e, viața e vie. Da, că e argumentul de care am nevoie, care înrădăcinează această preocupare în ceva mai profund decât un interes profesional. Înțeleg, deci, că aceste două volume, editate și îngrijite și foarte frumos alcătuite de Ioana Bot, Lena Constante, Evadarea tăcută și Lena Constante, Evadarea imposibilă, apărute relativ recent la Humanitas, au făcut parte dintr-un proiect mai amplu. O, da. Pe care l-ai propus tu? L-am sau propus cu echipă? Eu. Sau cum? Pe care l-am propus eu Institutului de Cercetare a Crimelor Comunismului Românesc în perioada în care
director era Tismăneanu, l-am propus echipei de colegi de-ai mei de generație, mai tineri un pic, Ioan Stanomir, Angelo Michievici, Mihai Neamțu, pentru că mi se părea că competențele mele de filolog pot să ajute, pot interfera bine cu genul lor de proiecte în a restitui, repede spus, totul despre Elena Constante, dar o ediție urmată de studii de specialitate venind din mai multe unghiuri, un istoric, un filologic, o posibilitate de a aduce împreună pe traducătorii Evadării Tăcute, care sunt deja câțiva și cu traduceri foarte interesant primite în țările respective, potențial traducători de asemenea, o reconstituire a traseelor operelor ei de artă plastică, a tapiseriilor în primul rând, pentru că moare în 2005 fără moștenitori și trebuie să vă spun că nu prea știm unde sunt operele. Unde e patrimoniul ăsta Unde sunt manuscrisele, o spun cu cea mai perfectă bună credință, în speranța poate că cineva ne ascultă și că va veni spre mine, spre Humanitas, să spună unde sunt. De pildă știu din mărturii ale prietenilor Lenei Constante că Lena Constante a ținut un jurnal după ce a ieșit din închisoare până în anul morții. Ar fi o descoperire extra, voiam să o descoper, voiam să plec într-o mică cercetare de teren, însoțită poate de doctoranzi, îmi imaginam în a descoperi aceste arhive și a le trata profesionist. N-a fost să fie, în vara lui 2012 tot proiectul acesta s-a văzut suspendat și atunci am mers pe linia pe care o știm de mult, a minimei rezistențe, adică editura Humanitas a preluat proiectul ediției și mai departe încerc să fac pe cont propriu ceea ce pot să mai fac, dar regretul meu rămâne, era un proiect, cred, foarte bine construit. Din fericire însă, ai reușit să pui în practică, aș zice eu, totuși partea fundamentală a acestui proiect, care sunt aceste două volume. Începem cu începutul. Sigur că da, deci nu numai care cuprind acest text foarte frumos redat și îngrijit, dar care cuprinde un esențial studiu introductiv, o prezentare detaliată biografică și de creație a Lenei Constante și așa mai departe. Deci sunt două volume extrem de complexe care acoperă în mare măsură problematica legată și de persoană și de epocă și de problema istorică. Ioana Bot, înainte să trecem mai analitic puțin la discutarea acestor cărți, aș fi vrut pentru cei care nu știu suficient despre Lena Constante să ne faci o scurtă schiță biografică. Deci care a fost existența ei în elementele principale? Ea e un bun exemplu al unui destin de intelectual normal din perioada interbelică, firesc cu studii între București și Paris, cu studii de artă aplicată la Universitatea din București, cu interese științifice, pentru că se alătură în tinerețe echipelor de cercetări sociologice coordonate în anii aceia de Dimitrie Gusti și Constantin Brăiloiu în satele românești. Și acest destin de intelectual normal o ia razna, culmea nu în timpul războiului, când e greu, dar e un greu trăibil, ci imediat după război, pentru că alături de prietenul ei de atunci, Harry Browner, etnomuzicolog și unul, cred, cel mai important elev al lui Constantin Brăiloiu, alături de Harry Browner, opțiunile ei sunt de stânga, sunt social-democrate. Ei bine, atunci când autoritățile noastre staliniste, autoritățile staliniste construiesc mascarada de proces al cărui pion central era Lucrețiu Pătrășcanu, pentru a decapita și elita social-democrată, nu numai celelalte, elitele de alte orientări politice, în 48-49, Lena Constante și Harry Browner se văd trași în vortexul acestei construcții oribile,
victime perfect inocente ale unor acuze despre fabricarea cărora aflăm în aceste volume de memorialistică, însă sunt condamnați la închisoare pe viață. Nu vor face închisoare pe viață, vor fi eliberați în 62. Iese în 62 și n-are drept de semnătură, are domiciliu forțat o vreme, e foarte bolnavă de TBC din închisoare. Abia după... Ce vârstă aveam la momentul, deci, când e născută, e născută? Născută, da, în 1909, deci iese la 50 de ani și își reconstruiește o viață de artist plastic care are a înfrunta șicanele puterii. Va dobândi drept de semnătură abia în 68, odată cu reabilitarea lotului Pătrășcanu. Ea îi spune Titei Kiper: tapiseriile astea sunt ca viața mea, sunt făcute din petece, sunt salvate in extremis. E tot un mod de a-și spune povestea. Asta e Lena Constantă. Stilul memorialistic al Lenei Constante este perfect adecvat suferinței absurde pe care o evocă. În proporție covârșitoare, el constă din propoziții simple sau fraze alcătuite din propoziții simple juxtapuse, enumerări, repetiții, epitete. Un ritm narrativ epurat care săgetează, eliminând orice ambiguitate față de cele relatate. Iată o descriere a durerii în volumul Evadarea tăcută. Aproape o litanie. Citez. Îmi încleștez mâinile pe marginea mesei, strâng din dinți. La prima lovitură corpul se crispează, se strânge. Durerea arde. A doua lovitură. Corpul se răsucește. Să strig? Vreau să strig. Nu. Să gem? Nu. A patra, a cincea lovitură. Îi aud cum pleznesc, cum împleznesc fesele. Mă arde, mă taie. Brute, brute, să urlu ca un animal. Nu. Să urlu, nu! Mă lovește de 10 ori. Am încheiat citatul. O altă paradigmă a trăirii carcerale este foamea, care, mai ales în regimul izolării pe care l-a trăit Lena Constante, capătă proporții hiperbolice. Citim din nou. Mi-a fost foame timp de 400 de zile. O foame de fiece clipă. Umilitoare, bestială. O foame care îmi frământa burta, înjunghea pântecul cu crampe, scălda obrazul de lacrimi. Foamea mă chinuia zi și noapte. Singur visul izbutea să-mi dea iluzia îndestulării. După visul întoarcerii acasă, visul hranei este al doilea vis de tip celular. Începe să redacteze aceste memorii de detenție? Începe să-și redacteze memoriile de detenție în franceză la sfârșitul anilor 80, undeva în jurul lui 88, când decide să nu se mai întoarcă în țară. În acest context, după moartea lui Harry Browner, ea e bătrână, e măcinată de o artrită oribilă, evident încă o consecință a tratamentului din închisoare, și scrie în franceză, pentru un public străin, povestea primilor 8 ani de închisoare, care au fost 8 ani de recluziune totală. Ea e condamnată nu doar la închisoare pe viață, ci la un regim de izolare totală în care temnicerii refuză măsurarea timpului, vederea afară, lumina naturală, orice fel de indicații de calendar. În care din închisoare a fost deținută?
A trecut prin mai multe închisori, sfârșește la penitenciarul de femei de la Miercurea Ciuc, dar înainte de asta la Jilava foarte mult timp, dar regimul acela de izolare face din ea un caz rar. Și pentru că a ieșit cu mintea întreagă și pentru că iese în 62 și în 88 încă își amintește aproape zi cu zi ce a trăit acolo. Asta este remarcabil și vom reveni când discutăm despre scrie întâi în franceză pentru străini. Cade comunismul la noi și bătrână și bolnavă, Elena Constante se întoarce totuși în România ca să moară acasă, spune ea, și rescrie primul volum în română, însă, așa cum o mărturisește ea, însă și tot pentru un public străin, pentru că dacă francezii erau străini ca etnie, nu trecuseră prin experiența comunismului pentru că erau francezi, cititorii cărora ea înțelege să li se adreseze după 90, când rescrie Evadarea tăcută și când îi adaugă Evadarea imposibilă ca să întregească povestea, cititorii acestea români sunt niște cititori care nu mai vin din trecut, care vin din viitor și care vor fi, bănuiește ea și are perfectă dreptate, la fel de străini față de aceste evenimente, și atunci felul în care alege să le povestească e și el marcat de faptul că se adresează cuiva care nu știe. Nu avem un soi de simț comun, de știm cu toții că era greu în comunism. Nu, e un infern pe care cititorul nu-l cunoaște și, în consecință, ea îl dezvăluie cititorului. Asta este povestea celor două cărți. Odată încheiat acest capitol, care este important, acest capitol oarecum documentar, cred că se pretează discuția noastră la câteva încadrări, pentru că Elena Constante face parte dintr-o categorie, nu este unică în ceea ce privește acest destin crunt pe care l-au suferit foarte mulți bărbați, femei. Una din categoriile în care o putem încadra este aceea a unei literaturi memorialistice a închisorilor feminină, care într-adevăr, este ceva mai puțin reprezentată decât cea scrisă de bărbați, dar are câteva nume importante care pot fi citate și aici cred că merită să facem o asemenea încadrare și eventual și niște comparații. Este vorba despre Anița Nandriș, care rămâne un fel de emblemă a acestui tip de literatură, dar care evocă deportarea în Siberia, Micaela Ghițescu cu o carte recent apărută Între uitare și memorie, o experiență analogă, Nicol Valeri Grosu cu binecunoscuta carte Binecuvântată fi închisoare, Aspazia Oțel Petrescu de asemenea este care una e din mai mărturisitoarele greu de întâlnit, dar e... Da, care încă trăiește, mi se pare, și care relatează iarăși niște experiențe de o intensitate absolut inimaginabilă. Mai aveai câteva exemple, da, Ioana? Da, există Madeleine Cancicov, care pleacă, e eliberată prin intervenția autorităților franceze de la Miercurea Ciuc, a fost colegă de celulă cu Elena Constante în ultima parte a detenției și care va scrie direct în franceză Temnița marionetelor, Le Cachot de marionete. Există Oana Orlea, pe care o invocam pentru că are o activitate scriitoricească foarte bogată, care pleacă de la ceea ce povestește în Iați, Boarfele și Mișcă. De-al minter, unul din subiectele care mă pasionează și îmi place să cred că voi avea timp de el este să urmăresc aceste încrucișări între ele, pentru că ele vorbesc unele despre altele în memorial, fiindcă se știu din închisoare, uneori au chiar împărțit aceeași celulă, alteori, cazul, cred, al relației Elenei Constante cu Adriana Georgescu, și-au vorbit prin morse la perete, fiind izolate în celule alăturate, dar nu s-au cunoscut altfel. În sfârșit, e o lume de voci feminine care, evident, povestește altfel și care trăiește un alt fel de orori.
Spuneam deci că gama aceasta, categoria aceasta a literaturii carcerale feminine reprezintă un aspect de unitate, dar și de diferență. Și unul din elementele care poate fi analizat ca, cum să spun, care poate fi abordat comparativ, este tipul de rezistență pe care aceste persoane l-au practicat, să spunem. Infernul acesta al închisorilor a fost și în partea masculină și în partea feminină teribil, dar există clar în toate categoriile două mari căi de a rezista. Este rezistența, așa numită rezistența prin cultură sau prin morală propriu-zisă, prin forță de caracter propriu-zisă, și există o altă direcție, și anume rezistența prin spirit și mai precis prin credință. Prin credință. Mărturisirea lui Hristos a însemnat pentru o foarte mare parte a acestei populații carcerale calea cea mai sigură și cea mai valoroasă de ieșire din acest infern. Ele nu sunt așa de diferite. La Lena Constantă e un bun exemplu al modului în care aceste două căi se ating. Pentru că la o repede clasificare am putea să spunem ok, rezistența prin credință e a celor care cred, rezistența prin cultură e a ateilor, a celor care cred în altceva. Dar Elena Constantă mărturisește, ea are o relație dificilă cu divinitatea de-a lungul acestui parcurs infernal. Își mărturisește admirația față de tovarășele de infern care cred. Și are momente în care recunoaște că spune poeziile foarte frumoase pe care și le amintește, sunt texte mari ale poeziei europene, și le rostește în minte așa cum colegele ei rostesc rugăciuni. Or, eu cred că și aici e un teritoriu care ne vorbește fragil despre întâlnirea dintre diversele moduri de a comunica cu transcendența. Marea poezie e unul din ele, așa cum e rugăciunea. Și îndemnată să se roage de colegele de închisoare, Lena Constantă se roagă repetând rugăciunile pe care ele i le spuseseră, dar se roagă și rostind poezie. Niciodată însă poezie slabă, niciodată poezie proastă. Alegerile ei merg într-o zonă unde e Eminescu, unde e Baudelaire, unde e Rimbaud, într-o zonă de poezie foarte înaltă, și asta o ajută. Dar, repet, de fapt asta voiam să spun, sunt pasaje superbe care ne arată că cele două căi se ating când nu chiar interferează. Într-adevăr, intersectarea experienței creative, a celei morale și a celei religioase, este recurentă în memoriile Lenei Constante, care, deși nu se mărturisește credincioasă, trăiește spontan o anume devenire prin suferință, de ce nu în spirit evanghelic. Așa cum vedem în acest pasaj din volumul Evadarea Imposibilă, volumul 2 al memoriilor, care pune față în față experiența izolării și a colectivității. Citez. Nici azi nu parvin să fac o corectă comparație între cele două etape ale vieții mele carcerale, scrie Lena Constantă, dar cred că eu suportam mai ușor promiscuitatea silită decât deținutele care nu cunoscuseră singurătatea. Mărginirea unora dintre ele, prostia sau răutatea altora, nu-mi provocau nici supărare, nici enervare. Închisoarea schimbase multe dintre ideile și gusturile mele. Înainte de arestare, toată tinerețea mea, singurele calități demne de a fi admirate erau pentru mine inteligența și spiritul creator, fiind iertate până și unele lipsuri de caracter. Nu vreau să enunț ceea ce gândesc azi. Ajunge, cred, să repet că mi-am schimbat diametral opiniile, mai mărturisește Lena Constantă.
În speranța că discuția purtată cu profesoara Ioana Bot pe marginea memoriilor de închisoare ale Elenei Constante v-a interesat, vă propun să ne ascultați și săptămâna viitoare, când vom continua decantarea modului în care istoria trăită poate naște literatură autentică. Până atunci, Marina Dumitrescu vă spune rămas bun și vă dorește o săptămână plăcută. Cele două volume de memorii carcerale ale Elenei Constante, Evadarea tăcută și Evadarea imposibilă, reeditate de curând la Humanitas sub îngrijirea profesoarei Ioana Bot, constituie un prilej ideal pentru a readuce în discuție tema mai largă a unei veritabile specii literare conturate de-a lungul ultimilor 20 de ani. Calitățile deopotrivă documentare și de expresie ale acestui text memorialistic sunt pe de o parte emblematice pentru ampla categorie din care face parte a memorialisticii carcerale, incluzând în același timp foarte nuanțat viziunea personal feminină asupra vieții și a suferinței. Continuăm discuția începută săptămâna trecută cu doamna Ioana Bot, încercând să înțelegem de ce acest nou gen literar, așa cum ar putea fi numit, merită deopotrivă atenția sistematică a istoricilor și a literaților. Există niște locuri comune care, într-un fel, dau tabloul foarte autentic, da, și foarte adevărat și al acestei perioade. Și confirmat la în memoriile, de pildă, ale Elisabetei Riza, care ajunge la Miercurea Ciu. Elisabeta Riza este un alt exemplu. Care își amintește cum a stat în celulă cu Doamnele cele Mari. Doamnele cele Mari sunt intelectualele pe care le vede Elena Constante și le întâlnește în celulă, dar Elena Constante vorbește la rândul ei despre țărâncile de o demnitate extraordinară pe care le-a avut colege de celulă la Miercurea Ciu. Efectul acesta de palimpsest din care, da, poți reconstitui o lume e acolo. Ajungând la acest punct al discuției, Ioana Bot, cred că este foarte important acum să intrăm puțin și în discuția referitoare la caracterul și la caracteristicile acestor texte ale cărților de memorie carcerală. Pentru că, din păcate, aceste texte sunt ignorate de actualii istorici și chiar critici literari. Țin minte că într-o emisiune făcută cu câțiva ani în urmă, referitoare la Aniţa Nandriş și la memorabila ei carte Amintiri din viață, 20 de ani în Siberia, Dance Mihăilescu emitea o ipoteză pe care, chiar un punct de vedere, nu o ipoteză, pe care te voi ruga să o comentezi, dat fiindcă emisiunea propunea ca temă tocmai importanța valorii literare a unui text din această categorie a memorialisticii carcerale. El spunea că îi se pare oarecum un sacrilegiu sau o atingere, să zicem, a autenticității și a valorii acestor experiențe, discutarea lor în termenii esteticii literare, în termeni de valoare literară. Argumentul meu atunci era că tocmai valoarea literară intrinsecă a multora din aceste texte le face să pătrundă mai ușor în conștiința publicului și să transmită mai bine, evident, informația esențială pe care o transmit. Evident. Ce părere ai despre această aceste idee? Aceste cărți nu sunt niște procese verbale birocratic întocmite pentru restabilirea unui adevăr. Fiecare are stilistica lui. E o voce acolo. Da? Chiar dacă autoarea nu are studii sau, cum e cazul Lenei Constante, ea a tot întărit asta, eu nu sunt scriitoare, nu sunt scriitoare, nu știu să scriu. Da, da. Nu ești scriitoare, dar ești un om de cultură, cu o cultură rafinată, clădită în timpul tinereții și primei maturități, sau ești un geniu născut, cum e Aniţa Nandriş, ai o voce. Ori, vocea aceasta nu se rostește decât, o să pare foarte banal, dar nu e, și poziția lui Dance Mihăilescu îmi confirmă, vocea aceasta nu se rostește decât în limbaj, prin limbă. Sigur. Și dacă au asupra noastră impactul pe care îl au,
Este grație acestui har. Este pentru că limba lor e construită, are o arhitectonică, așa cum are o biserică, așa cum are o casă. E construită din cuvinte și poartă pecetea unui stil. Unui stil care este omul din text. Exact. E foarte important de spus, pentru că nu cred că în vreunul din aceste cazuri, miza conținutului fiind atât de mare, deci nu cred că în vreunul din aceste cazuri cineva și-a propus neapărat să scrie o carte de literatură. Cred că niciodată. Nici... În foarte puține cazuri. Probabil că a existat și un fel de ambiție literară. De obicei, literatura a ieșit în mod spontan, ca să spun așa, din evocarea unui conținut de o asemenea intensitate. Nu care poți să le voci, nu poți să-l transmiți fără să recurgi la ceea ce noi specialiștii numim figuri. Figurile limbajului, figurile stilului, care sunt unele la Lena Constante, altele la Oana Orlea, altele la Anița Nandriș, chiar, care are un text superb din acest punct de vedere. Da, avem și situații în care voința de literaturizare a autoarei a însiropat textul și asta se vede și e, aș spune, o literatură minoră, dar eu nici n-aș condamna chiar așa poziția lui Dance Mihăilescu, care s-a ocupat de aceasta. Nu, nu e vorba de condamnat, ci de discutat. Situându-mă pe poziții, pe cu totul alte poziții, aș spune că îl înțeleg, pentru că intensitatea trăirii transmise de cărțile acestea este atât de mare, încât nu-ți mai vine să te întrebi asupra forma lui cum. Da. Orice limbaj are o dublă intenție, știm asta de la Vianu, dar nu-ți mai vine să pui întrebarea asupra lui cum. Însă, numai că aici este organică legătura între ce și cum. Deci ce spui și cum spui. Nu se pot, chiar ele și nu se pot despărți. Chiar și în stilurile cele mai aparent anoste ale unora din aceste cărți. Deci nu este vorba, cum spuneam, de o chestiune deliberată, dar alcătuirea, arhitectura cărții și expresia ei în termeni literari este aproape întotdeauna reușită. Și atunci, indiferent de caracteristicile acestei reușite. Și atunci, pentru un specialist al literaturii, întrebarea e fascinantă sau deschide un culoar de întrebări absolut fascinante, fiindcă putem vedea cum se naște literatura acolo unde nu există o intenție literaturizantă inițială. De obicei lucrăm cu cărți care au fost din proiect literatură, în sens de literatură beletristică. Intenția autorului era să scrie ceva frumos, în sensul cel mai înalt frumos, nu mă refer la bibiluri și ornamente excesive. Ceva valoros. Ceva valoros sub aspect estetic. Intenția acestor autoare n-a fost asta și totuși aceste texte au o valoare estetică și totuși aici se naște literatura. Și ea se naște, în cazul Lenei Constante, diferit în funcție de limbă. Diferența stilistică între ediția română și ediția franceză e atât de mare. Exemplu foarte interesant din punctul ăsta de vedere. Regret că în proiectul editorial nu și-a găsit locul o serie nu de două volume, ci de trei, cum aș fi vrut-o, cu suportul cu ediția franceză inclusă. Sigur, ar fi avut un public mult mai restrâns. A fost și raționamentul editorului. Era puțin redundant, dar nu era lipsit de interes, sigur, lipsit de văzut de interes. Comparația. Sper că voi convinge, aproape am convins un editor occidental să restituie ediția aceea, tot așa cu un aparat critic adecvat. Dar revin, stilistic, cele două versiuni sunt atât de diferite, fără să fie niciuna inferioară celeilalte, sunt în fiecare limbă adevărul acesta cutremurător se rostește diferit în funcție și de spiritul limbii și atunci cum să nu fie literatură, cum să nu fie scriitor cel care e capabil de o asemenea mânuire a limbii sau sigur a limbilor. De un asemenea efort global și memorialistic, dar și în cele din urmă stilistic. Către finalul celui de-al doilea volum al evocării sale, vlăguită la propriu și la figurat de efortul rememorării,
Lena Constante își mărturisește fără pic de ipocrizie, în stilul epurat, eliptic aproape, ce o caracterizează, tocmai scepticismul față de reușita etică a demersului său narrativ. Îmi pare rău, spune ea, că nu găsesc stilul cel mai grăitor pentru a-l face pe cititor să se înfioare și să-și dea seama că el are mai tot timpul motive de bucurie, dar nu știe să le vadă, sau nu vrea să le vadă. Cum poți să te pretinzi cu adevărat nenorocit când setea ta cu un singur pahar de apă o poți atât de lesne potoli? Foamea ta sătura, măcar cu o bucată de pâine. Murdăria ta o poți spăla. Când al tău este și cerul, ai tăi și norii, și soarele, și pomii, și toată frumusețea pământului. Scriu cu deșarta dorință ca viața noastră chinuită să fie pentru ceilalți un imbold, un elan spre cultură și bucuria de a trăi, mai scrie Lena Constante. Cum îți explici, Ioana Bot, pe de altă parte, în condițiile acestei imense bogății a memorialisticii carcerale din România, care, în mod documentat, se pare că este cea mai complexă din tot fostul lagăr comunist, cum îți explici că, totuși, exegeții, istoricii literari, importanți ai zilei, care au scris între timp, în acești 20 de ani, noi istoria ale literaturii române, din diverse unghiuri, au ignorat acest capitol? Am reprezentată. Sigur, frustrările mele, mi-aș fi dorit ca acest capitol să fie mai important în istoriile literaturii române care au apărut în ultimul deceniu. Așa se conștientizează valoarea mă unei experiențe. Mă tem că am o explicație meschină. Da. Care se numește Lene. Da, la, este o posibilă la bază. Pentru că marile nume care au scris istoria ale literaturii române în ultimii 10 ani au dezvoltat aceste istorii pe vechiul canon, uneori la cărui consacrare participaseră ei înșiși, cazul lui Nicolae Manolescu, am tot respectul pentru asta, să ne sigur, înțelegem, sigur, bineînțeles. Dar sunt cumva niște istorii literare care nu defrișează nimic nou, care se realizează din amintiri sau cu materialul clientului. Ori, dacă celelalte specii și genuri literare intră ușor în categorisirile vechiului canon, această literatură e absolut nouă. Dacă vrei o noutate absolută, e da, asta. Da. E aici trebuie să încerci să ierarhizezi, să judeci, să chiar să pui într-o cronologie, ceea ce nu-i ușor întotdeauna, fiindcă distanța între scrierea textului, apariția textului, etc. Asta necesită un efort mare și mai implică, dincolo de efortul de studiu propriu-zis, aș spune că mai implică un risc pe care istoricii noștri literari nu sunt întotdeauna dispuși să-l asume. Riscul judecății de valoare. Da. Pui un pariu cu eternitatea. Dacă tu, istoric literar, spui că, să zicem, inventezi repede în memorialistica de închisoare românească, odată că ea e cea mai importantă din Europa de Est. Ei, trebuie să ai argumente, trebuie să o vezi și pe cea din Cehia, și pe cea din Ungaria, și pe cea din Serbia, și așa mai departe. Și oricum trebuie să o parcurgi, dacă nu neapărat exhaustiv, pentru că realmente numărul asemenea. Ca să formulezi o asemenea judecată, trebuie să vezi ce se întâmplă și la alții. Uh-huh. Dacă din această memorialistică spui că Lena Constante e cea mai mare scriitoare, poate că ai argumentele tale, dar faci genul acela de pariu cu viitorul, care s-ar putea ca peste 50 de ani să te confirme sau să te infirme, și riști. Eu cred că istoriile noastre literare, deocamdată, nu mai riscă, cum riscase, nu știu, Maiorescu în secolul XIX, când spusese Eminescu va fi cel mai important poet al secolului XX, că el asta spune. Și riscă. Cum riscase Lovinescu când lansase la apă niște valori pentru viitorul modernismului românesc.
Istoriile noastre literare de astăzi sunt, în general, nu sunt salturi fără plasă. Ai spus bine, sunt comode. Spiritul calificativului pe care nu, spuneai. Asta da. Nu le face neinteresante. Nu, bineînțeles. Însă bineînțeles. Face ca acest domeniu al literaturii să fie incomod și deci să le evite. Și aș spune și altceva, Ioana Bot, este incomod, trebuie să recunoaștem, și din alt punct de vedere. Este moral. Incomod și din punct de vedere moral și din punct de vedere ideologic. Da. Acest trecut carceral intens de la noi, deci primul deceniu și jumătate, este abordat cu prea multă precauție, din simplu motiv că el este legat direct sau indirect de zona legionarismului. Zona asta rămâne un fel de zonă tabu. Și în general, este și asta. Relația cu politicul e o zonă tabu, e, e o zonă tabu, dificilă. Dar este pur și simplu, într-adevăr, și frica de oglindire morală într-o oglindă care oferă prea multe modele. Ei, hai să fim totuși... Prea multe modele extrem de înalte. Dacă suntem triști pe tema asta în legătură cu istoriile literaturii române din ultimul deceniu... Dar și istoriografia pură nu analizează destul de atent această perioadă. Acolo eu pentru mă că bucur literatura... că editează arhive totuși bine. Da, editează arhive, dar... Am avut acces la ediții foarte profesioniste da. Și poate că istoriografia va să vină. O prefer în acești doi tipi. Da, însă istoricii la modă discută despre orice segment al, al istoriei noastre, trecute sau îndepărtate sau recente, dar acest segment de o intensitate absolut unică, care este cel dintre 45 și 64, este întotdeauna lăsat deoparte, deși acest segment concentrează, cred, virtuți morale și spirituale și de valoare ale poporului român, ca să zic așa, care compensează multe alte slăbiciuni din alte timpuri și din alte contexte. Hai să fim optimiști în sensul în care profesorul din mine constată de mai bine de 10 ani că predând cursuri și seminarii pe teme da, e meritoriu din această zonă, studenții sunt foarte interesați. Da, că da, privirea lor este privirea pe care Lena Constante o spera în cititorul tânăr al viitorului, care vrea să afle, care este îngrozit, care vine și mărturisește, cum nu mi-a mărturisit, și avem de-a face totuși cu un tânăr adult, nicio altă experiență de lectură, mărturisește cum a citit catartic, un asemenea volum de memorii, cum asta e ce vrea să studieze, cum, unde e, ce mai poate citi, etc. Poate că vom intra cu generațiile viitoare într-o asemenea normalitate. Da, ar fi interesant ca tocmai generațiile noi și de istorici literari, dar și de istorici propriu-ziși, culmea să se aplece cu mai mare atenție asupra acestei acestui segment. Eu cred că nu mai au o anume povară a prejudecății, nu mai au o anume formatare. Ce pot eu să-mi doresc ca profesoară de literatură este să le dau cât mai multe instrumente și să-i motivez într-o asemenea acțiune, dar păstrându-ne în zona numerelor mici, pot să-ți spun că am în prezent masteranzi, doctoranzi, puțini, dar buni și oricum nu vor fi niciodată un stadion, evident, care sunt interesați de asemenea proiecte. Este îmbucurător și care vor să intre în arhive, care nu se sparie de munca de reconstituire și știu să facă foarte bine și interpretare și eu zic că... Și poate cândva unul dintre ei va scrie un eseu de ce este România altfel. Poate. În termeni puțin diferiți de cei pe care îi folosește domnul profesor Boia, care nu insistă asupra acestei deocamdată am constatat zone în aceeași echipă de studenți de anul trecut, masteranți și doctoranți, am fost eu însă mirată, nu mă așteptam să fie atât de puțin convinși de ce e România altfel. Au vrut să discute. Nu, n-a convins eseul domnului profesor Boia de data asta. Zău, nu mă așteptam. Are tot felul de calități care fac din ea o carte despre care se vorbește, o carte care convinge. Ei, atâta scepticism întemeiat din partea generației care are azi în jur de 20-25 de ani, eu zic că e de bine. Da. Mi-au explicat, mai ales îmi amintesc un seminar cu masteranți cu totul aparte, ei l-au vrut, pentru că mi-au explicat
scepticismul lor, plecând de la stilul profesorului Boia, de la efecte de retorică, cumva l-au dezarmat jucând cu argumentele cu care eu le demonstrasem că Lena Constante scrie literatură sau că Anița Nandriș e o povestitoare extraordinară. Ok, doamna profesoară, să începem de la text, de la figuri. Nu. Și mă rog, e un exemplu în speță, dar nici alte istorii nu-i conving. Asta nu îi oprește să le citească și poate că da, e interesant, o să fie altfel în viitor. E interesant punctul pe ei pe care îl pui Ioana Bot ca profesoară universitară, care are contact cu aceste generații noi de studenți și de studioși și de viitori academici, poate, și mă bucur să constat totuși o undă optimistă în ceea ce povestești. Vorbim de o elită. Sigur că am studenți la care constat năucită că fragmente din Evadarea tăcută a Lenei Constante despre intimitatea feminină agresată, violent, le fac pe niște fete din sală să râdă. Și îmi dau seama că n-avem același limbaj. Evident. Și că eu ca profesoară pierd acolo un meci. Nu e un moment de triumf. Nu mă simt bine gândind, sunt mai deșteaptă decât ele, mizerabilele, cum pot să râdă, ci mă gândesc, e o altă specie. Cum să le fac mai bine să înțeleagă? Cum să le fac să înțeleagă? Vorbesc cu o altă specie care vine de pe Marte, metaforic vorbind. Dar există o elită în care eu am încredere și mă consider norocoasă să pot să lucrez ca profesoară cu ei. Elitele sunt cele care îi învață și pe cei din urmă să vină după ele. Aici este una din menirile elitei, nu? Asta nu de a vrem. Rămâne închisă într-un tur de fildeș, ci de a genera o stare de spirit și printre cei care nu sunt elite. Ioana Bot, în această ultimă parte a discuției noastre, aș vrea să revenim puțin la aspectul acesta al abordării din punct de vedere literar al memorialisticii carcerale. O culme a literaturii care iese, care izbucnește din această experiență extremă, este și poezia închisorilor. Da. Care iarăși este un fenomen unic, prin amploarea lui, nu este total unic, e vorba de poezia creată în închisori, tot așa, prin sisteme mnemotehnice care mai de care aici mai elaborate, fără creion și hârtie. Ajută. Da. Da, e adevărat, însă pe de altă parte este uimitor acest lucru. Recentul volum al doamnei Paula Romanescu de poezia închisorilor, care cuprinde 89 de poeți, de creatori de poezie, nefiind toți poeți profesioniști, dar creatori de poezie în închisoare, este revelator în această privință. Deci tot la experiențele extreme pentru care ai nevoie de un limbaj aparte. Da, un limbaj condiționat de mediu, miracolului. Adică nu poți scrie, trebuie să ții minte, recurgi la artificii mnemotehnice, deci ritmul și rima sunt dintre acestea, dar e o cale secundă, ca întotdeauna în marea literatură, de a exprima inexprimabilul. Da, în fond. Da. Parcurgând acest volum, care de altfel este bilingv, într-o traducere care poate nu este impecabilă în franceză, dar care dovedește cât de traductibile sunt aceste texte, observ totuși ceva curios, cel puțin în selecția respectivă. Cu greu pot spune, în mod onest, despre vreuna din acele poezii, că este total lipsită de o anume valoare literară. O, evident. Deși multe din ele sunt scrise de oameni politici, de oameni care n-aveau nimic de a face în profesia lor de bază cu literatura. Profesia nu e decisivă. Iese literatură din această experiență. Din experiențele extreme, naturile aparte, iese literatură. Privite sinoptic, cărțile de memorialistică închisorilor ne arată că pentru multe persoane încarcerate, arta cuvântului era efectiv o scăpare. De fapt, nu doar o evadare, ci o transfigurare, o sublimare sau chiar o convertire a suferinței în spirit. Iată unul din numeroasele pasaje în care Lena Constante analizează acest aspect, sublinind că în ceea ce o privește, arta cuvântului nu era meseria sa. Citez. Dacă vorbesc și voi mai vorbi despre poezie, o fac numai pentru că ea s-a împletit cu întreaga mea viață de pușcărie. Nu aveam nimic, nici hârtie, nici cerneală.
cărți mi s-au dat doar puțină vreme. Dar descoperisem în acest neant un filon. Cuvintele. Puterea cuvintelor. Aveam cuvinte și aveam timp. Atât de mult timp încât nu știam cum îl voi putea trăi. Timp pierdut. Dar, pierdut sau nu, timpul acesta îmi aparținea. A-l lăsa să se piardă în zadar însemna să pierd o parte din viața mea. Iar această unică viață voiam să-mi o trăiesc. Țesând cuvintele pe ițele timpului, am trăit. Am supraviețuit. Am reușit chiar să fiu mulțumită, uneori. Mai scrie atât de emoționant Lena Constante. Emisiunea Teme Deschise continuă. Îngăduiem să-ți ofer un exemplu un pic mai îndepărtat în timp, dar nu foarte, al țăranilor ardeleni care în primele decenii ale secolului 20 trăiau experiența armatei austro-ungare. Erau carne de tun, erau disprețuiți din vari motive și care scriu acasă, se întorc acasă și produc o lirică folclorică, așa zisă de cătănie, de armată, care izvorăște evident documentat de istorici din experiențele efective pe care le-au avut. E o literatură extraordinară acolo. Iarăși e o zonă în care îmi doresc ca cercetătorii să se uite de două ori la asta. Pentru că, sigur că există clișee folclorice ale liricii de înstrăinare și de cătănie care circulă în folclorul românesc, secolul XIX-XX, dar dincolo de asta, trăirea personală, experiența frontului, experiența spaimei de moarte, a limbii străine a comandantului, toate lucrurile astea își găsesc calea de expresie. Țăranul creator anonim, soldat anonim și carne de tun. Tot pe baza unei creativități orale. Tot nu? Pe baza unei creativități orale. Cum se întâmplă și în închisori. Da? Și faptul că comunitatea preia și transmite e o validare a acesteia. Da, da. Cred că suntem în zona, într-o aceeași zonă. Da, foarte comparabil. În care spiritualitatea este capabilă să genereze forme de cultură impresionante în situații extreme. Înainte de a începe să scriu toate acestea, spune Lena Constante în Evadarea tăcută, am șovăit multă vreme. De ce să scriu? La ce bun? Câțiva, mult mai în măsură decât mine, au făcut-o. Mărturisirea a fost scrisă. Eu nu am fost decât un figurant. Atunci, de ce să scriu? Pur și simplu ca să depun și eu o mărturie omenească. Vreau să vorbesc despre starea de detenție ca atare. Cred că am trăit o experiență unică, o femeie singură de-a lungul mai multor ani, ani făcuți din ore, din minute, din secunde. Vreau să vorbesc și de demnitatea umană și de acele femei, mai târziu tovarășele mele de penitenciar, care, împotriva tot și a toate, au rămas ființe profund umane. Și vreau să afirm o speranță, speranța că, într-o zi îndepărtată, omul va înfrânge firea. Nu schimbând cursul apelor, deșerturile sau cucerind cosmosul, ci schimbându-se pe sine însuși. Cu această veritabilă profesiune de credință, încheiem emisiunea de astăzi, a cărei invitată a fost profesoara Ioana Bot, autoarea ediției 2013 de la Humanitas a Memoriilor Lenei Constante, Evadarea tăcută și Evadarea imposibilă. În săptămânile următoare vom relua această temă deschisă prin alte semnificative mărturii din sfera noului gen literar izvorât la întâlnirea persoanei cu istoria. Mulțumindu-vă pentru atenție, Marina Dumitrescu vă spune la revedere!